Salutare toată lumea, eu sunt Vlad, iar astăzi vom face un city tour al orașului Brașov, probabil cel mai frumos oraș din România. Haideți cu mine să-l explorăm. În acest videoclip ne vom plimba pe străduțele Brașovului și vom găsi locuri instagramabile din Brașov. Acesta este turnul alb, are formă semicirculară și pe aici se arunca cu smoală, era de apărare acest turn. Se poate urca până într-un anumit loc, e un punct de belvedere, făcea parte din cetatea Brașovului și este alb. O priveliște de la înălțimea orașului Brașov, acolo vedem Piața Sfatului, Tâmpa, Biserica Neagră. Este un oraș minunat, mi-aș dori să locuiesc în Brașov, din păcate eu locuiesc în București. Frumos! O să coborăm și jos să-l explorăm și pe aleile minunatului oraș. Acea clădire este prefectura județului Brașov. Aceea este clădirea poștei. O altă clădire cu arhitectură frumoasă este clădirea primăriei Brașovului și acolo statuia cu lupoaica și gemenii, simbolul latinității. Suntem pe strada Republicii, Brașovul este orașul capitală a județului cu același nume, a fost colonie săsească, Brașovul este cunoscut și sub denumirea germană Kronstadt, dar și sub denumirea maghiară Brașo. În minunatul oraș cu aspect medieval se găsesc multe terase minunate și clădirile. În acest unic oraș din țară mai toate clădirile sunt monumente istorice. Sunt diferite magazine de suveniruri, terase pe aici, e minunat. Și Biserica Neagră în depărtare. Acolo este telecabina care urcă spre Tâmpa și alte clădiri interesante. O stradă pietruită. Și am ajuns și în Piața Sfatului, kilometru zero al orașului Brașov, turnul cu ceas, cea mai cunoscută clădire din Brașov. Acolo vedem și turnul alb, mai multe căsuțe, sunt foarte mulți porumbei pe aici, prin Piața Sfatului și terase. În opinia mea, Brașov este cel mai frumos oraș din România, mi-aș fi dorit să locuiesc aici. Chiar vă rog, cei care locuiți în Brașov, dacă sunteți vrunii, să scrieți prin comentarii dacă vă place, dacă vă e bine, dacă este mai bine decât în București, în opiniile voastre, chiar sunt curios. Și apropo, să-mi spuneți și în secțiunea de comentarii dacă mai vreți city tour-uri și în alte orașe. Eu am zis să încerc ceva nou. Biserica Neagră. Și acolo vedem Biserica Neagră. O să mergem și mai aproape de ea. În clădirea turnului cu ceas, care a fost construită în anul 1420, acum este muzeu de istorie. Înainte vreme aici era primăria orașului Brașov. Și alte case cu arhitectură frumoasă, case în stil săsesc. Biserica Neagră este o biserică de religie evanghelică luterană, încă se țin slujbe. Aici se găsește cel mai mare clopot din țară și cea mai mare orgă. Motivul pentru care îi se spune Biserica Neagră este deoarece a luat foc și s-a înnegrit. Se poate vizita și în interior. Biserica Neagră dintr-o altă perspectivă, Fecioara Maria este patroana orașului Brașov. Cel mai frumos oraș din țară, județul meu preferat, în opinia mea, județul Brașov este județul cel mai bine pus la punct din punct de vedere turistic. Aceea este strada Sforia, a treia cea mai îngustă stradă din Europa. Și acum să pășim pe strada Sforii. Aici găsim și o sinagogă și de asemenea
scrisul acela alb scrie Brașov, este pe tâmpa de sus. Poarta Ecaterina, poarta care separa cartierul Șchei de cetate. În cartierul Șchei locuiau românii, iar în cetate locuiau sașii. Are 4 turnuri. Bun, astăzi am făcut un minunat city tour al orașului Brașov. Am vizitat mai multe locuri din Brașov, Biserica Neagră, Poarta Ecaterina, Piața Sfatului, mai multe străduțe, printre care și Strada Sforii. Sper că v-a plăcut. Brașov este un oraș minunat. Nu uitați să dați idei pentru alte obiective turistice unde vreți să se desfășoare următoarele. Până data viitoare, eu am fost Vlad. Nu uitați de like și subscribe. La revedere!